Turneul a debutat cu victoria ale favoritelor. În primul meci, SCM Craiova a învins HC Zalău cu 23-21, dar echipa lui Gheorghe Tadici a condus la pauză cu 9-7. La Craiova, Ana Maria Țicu nu a jucat deloc, nefiind refăcută după accidentarea suferită la campionatul european. În meciul al doilea, SCM Râmnicu Vâlcea s-a impus în disputa cu CSM Slatina 22-19. În reuniunea de ieri după amiază, Craiova a trecut de CSM Slatina 24-20, iar Vâlcea s-a impus foarte greu în fața Zalăului 28-26. Practic, în finala turneului s-au întâlnit formațiile din Vâlcea și Craiova. Au învins vâlcencele cu 25-20 și au câștigat memorialul Constantin Tită. Un turneu reușit din punctul meu de vedere, o bună oportunitate pentru toate echipele de a-și verifica nivelul actual de pregătire. Este bine că ținem jucătoarele conectate, având în vedere că este o perioadă în care este greu între sărbători să le motivez pentru pregătire. Jocurile cred că reprezintă cel mai bun antrenament în acest moment. Suntem la a 12-a ediție a turneului Memorial Constantin Tită. Este deja o tradiție pentru că atât de multe ediții creează o astfel de tradiție. Am încercat ca în fiecare an să organizăm acest turneu. El reprezintă cea mai mică sau cel mai mic efort pe care îl putem face pentru a readuce în atenție memoria tatălui meu, profesorul Constantin Tită. Antrenorii au vorbit și despre greutățile cu care se confruntă echipele de club, dar și naționala. Din păcate, campionatul se desfășoară în sistemul în care se desfășoară cu un joc sub formă de turneu. Faci 700-800 de kilometri, 900 de kilometri pentru un singur joc, cheltuielile sunt foarte mari, la fel ca în vară, înainte de declanșarea campionatului, tot la fel și acum sunt etape care se amână. Odată cu acest vaccin, sper în 2021 lucrurile să revină la normal, să putem desfășura competiția internă normal, toată lumea să se poată pregăti în cele mai bune condiții. Campioana SCM Râmnicu Vâlcea și-a rezolvat problemele financiare chiar zilele acestea când a primit banii de la Consiliul Local.